cei care vor, care își doresc să fie alături de familia doctoriței rezident Andreea, vor dona bonurile. Bunurile pentru a ajuta pe această domnișoară, care din păcate este foarte bolnavă, iar costul tratamentului costă aproape de 400 de dolari pe săptămână. Zic că în prag de sărbătoare e normal, e firesc să fim mai buni, mai darnici, mai solitari, mai uniți unii cu ceilalți. Azi am dat startul, eu am donat, șeful de la Guerilla Motors, domnul Alex, a donat. Au început oamenii să se adune pentru că este un strigăt de ajutor nu doar a oamenilor care au mai donat, ci a tuturor oamenilor din Reșița, că este totuși un concetățean de-al nostru. Pentru a câta oară alături de doamna Lili Gherlel în donarea de sânge? Alături de Lili suntem cel puțin pentru a treia oară și așa în general la astfel de campanii suntem, nu mai știu la câta oară, cel puțin de când e clubul Guerilla Motors. Cert e că ne-am adunat din nou să ajutăm o persoană suferindă de cancer, a cărei tratament e foarte costisitor și încercăm să compensăm cu bonurile valorice care le primim de la centru, să o ajutăm din punctul ăsta de vedere. Restul, medicii își fac treaba și datoria. Cealaltă parte sperăm să compensăm cât mai mult. Am venit astăzi pentru o campanie de donați de sânge care ține 10 zile, începând cu ziua de astăzi, pentru domnișoara Andreea. Nu dă mai multe detalii de acest gen. Și bonurile care se vor strânge în urma acestei donații vor ajunge la ea. Iar sângele donat, bineînțeles, la alți copii care au nevoie de acest sânge. Ai mai donat până acum? Da, am donat. Am donat tot în scopuri caritabile. Niciodată nu m-am gândit la cei 60 de lei cum fac alți oameni. Și cât am putut din acele bonuri am cumpărat hăinuțe la copii și dulciuri și ce s-a mai putut. Este o campanie, ajutăm pe cineva, o fată bolnavă de cancer, ajutăm financiar, cum ar veni, pentru susținerea tratamentului de care are nevoie. Nu este pentru prima dată când donați? Nu este. Ne plac actele caritabile. E bine să ajutăm oamenii. Da, bineînțeles. Păi am înțeles că este o campanie pentru o doamnă doctor. Și, în primul rând, sângele trebuie oricui. Ați mai donat până acum? Da. Pentru cine? Cu câte ocazii? Nu, este a doua oară. Da. Cum vă simțiți când faceți gestul ăsta, că ajutați pe cineva? Bine. E important să vină să doneze pentru că avem nevoie de sânge pentru bolnavi. Cererile sunt destul de mari, au crescut în ultimul timp, sunt foarte multe cazuri de oncologie, de hematologie, de traumatologie, intervenții chirurgicale mari, laborioase, cu necesități mari de sânge și atunci asigur că faci față destul de greu cu sângele, mai ales atunci când există accidente. Multe accidente de muncă, accidente colective cu multe victime și dacă se întâmplă să fie și cu același grup și RH, oricât de bine am stat noi cu stocul de sânge, stocul acela se prăbușește, scade destul de repede și atunci dacă nu ai donatori suficienți pe zi, este destul de greu să-l înlocuiești. E vorba de salvarea vieții unei fete. Am înțeles că are o boală care de obicei nu iartă pe nimeni și din fericire în cazul ei tratamentul pe care urmează a dat rezultate. Iar pentru câte nevoie de fonduri ne-am oferit și noi sprijinul atât cât putem pentru a ajuta pe fata să se trăiască. Cum îi îndemnați pe Reșița să vină mai mulți și mai des la centrul de transfuzii să doneze sânge? Este indicat
să doneze sânge, pentru că sângele poate să împărgheță un semen de-al nostru. Și trecând peste asta, e bine pentru cel care donează, pentru că sunt analizele pe care și le face în mod normal, obligatoriu, odată cu donarea de sânge. De fiecare dată am răspuns afirmativ la invitația Centrului de Transfuzie Sanguină pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie, în primul rând, de sânge. Am venit să dau un exemplu. Că se poate, că printr-un simplu gest de a aduna sânge fără, implicații financiare, putem să ajutăm cetățenii care într-adevăr au nevoie de sânge, fie că sunt într-o boală incurabilă, fie că au fost victime ale accidentelor rutiere. Bună, nu pregătesc.